Este experiență. Copiii am introdus în fapt, nu știam să... Gata? Da. Da? Haideți. Bună ziua, bine ați venit la noi. Bună ziua. Bună ziua. Domnii sunt de la firmă, doamnele profesoare. La copilaj, salutezi, să-i îngrijească, să se învețe, să-i îngrijească, sunt copiii cu nevoi speciale. Ați fost moment pentru monitorizarea non-invazivă a bilirubinei, doar că, evident, se corelează și cu măsurătorile efectuate în laborator. Până într-o anumită valoare, dacă acest echipament spune... Până într-un anumit interval de valori. Nu e nevoie de măsurători suplimentare de laborator. Dacă depășește un anumit interval, se efectuează și acele măsurători de laborator. Care, pe partea asta socială, mai ales la școală, știu că e un liceu foarte bun. Și chiar am fost impresionat de colaborarea pe care ați avut-o cu doamna doctor și cu stafful de pe secție. Deci vă mulțumim foarte mult și sper să continuați și după liceu să ajutați orașul. Și asta a fost și ideea, da. Elevii să dezvolte un spirit civic și să învețe în acest proiect, nu numai să facă un bine comunității, dar să învețe să colaboreze, să comunice, da, leadership, da, și, managementul și timpului, a resursei financiare. Da. Da. Este o bucurie pentru noi toți, după cum vedeți, ei sunt foarte bucuroși. Noi încă mai adunăm niște bani pentru niște senzori. Oricum, au adunat o sumă impresionantă pentru niște elevi și chiar fiind și eu implicat în foarte multe activități, îmi dau seama ce greu a fost să adun așa o sumă în piatra neamță. Da, a fost greu. Da. Ușor nu deci, a fost. Din punctul ăsta de vedere, toate felicitările. A fost și bucuria, să știți, a fost și dezamăgire pe anumite segmente. Dar așa da. Îți dai seama... Da. Încă mai trebuie să muncim noi. Mai avem de învățat cetățenii cu spiritul civic. Spiritul da. Civic absolut, absolut. Dar ce au realizat, ei au realizat puțin elevi în oraș, deci... Absolut, absolut. Și eu, în numele secției, țin să mulțumesc tuturor celor implicați în această campanie. Suntem impresionați că tinerii sunt, au aptitudini de a face acte de caritate și suntem mândri să-i avem lângă noi, pentru că, mai ales în aceste vremuri tensionate, ne asigură că avem un viitor pe mâini bune. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și sponsorilor implicați și care au fost alături de voi. Mulțumim. Da, și noi mulțumim sponsorilor. Nu au fost foarte mulți agenți economici, dar cei care au răspuns pozitiv, în primul rând, dorințelor copiilor de a face un bine pentru comunitate, este nota bine pentru ei. Avem și foarte mulți cetățeni care pur și simplu, datorită inițiativei elevilor, au răspuns pozitiv. Ei au dezvoltat și alte evenimente caritabile pe parcursul celor 3 luni, de la Movie Night de Crăciun, Movie Night de Dragobete și Valentine's Day, Târgul Mărțișorului, strângere de fonduri de la fiecare clasă, Târgul de Crăciun. Acum suntem în plină desfășurare cu Târgul de Mărțișoare. Au văzut că este greu să aduni bani, să știe să-și managereze timpul, să știe să managereze și să capaciteze pe fiecare membru al echipei. Întotdeauna au fost îndrumați, ghidați de către noi. Au văzut că prin evenimente caritabile adun mai puțin bani decât de la niște agenți economici, dar ei au ținut foarte mult și noi i-am încurajat să facă aceste evenimente caritabile. Pentru că în cadrul evenimentelor caritabile și-au putut dezvolta foarte multe abilități de leadership, managementul timpului, management financiar, elemente de marketing și așa mai departe. Și în primul rând empatia, care este o calitate foarte, foarte importantă în zilele noastre și este bine să fie cât mai mult dezvoltată la tinerii noștri. Noi vă mulțumim pentru colaborare, suntem foarte bucuroși că am ajuns astăzi în acest moment. Proiectul nostru va trece mai departe la dezvolta spirit antreprenorial în domeniul social și așteptăm să vină cu idei cât mai deosebite. Și sunt foarte mândră de ei și ei să fie foarte mândri de ei. Și
și tot ce au învățat pe parcursul derulării acestui proiect să caute să aplice și mai departe atunci când vor fi studenți sau chiar adulți pe picioarele lor. Bravo! Noi mulțumim o dată și suntem fericiți să vă avem atât de infecție. Mă numesc Ciobotariu Ștefan Estin, elev al Colegiul Național de Informatică, elev al clasei 9D, diriginte Silvia Moțe. Și eu sunt Vernica Vlad, tot elev la Colegiul Național de Informatică, sunt în clasa a 10-a cu doamna profesoară dirigintă, Raluca E. La 3 luni, de acum, am început să organizăm tot felul de evenimente, să adunăm sponsori care ne-au ajutat să strângem această sumă considerabilă de bani. Am organizat evenimente de tip movie night, strângeri de fonduri pe clase a Colegiului Național de Informatică. Activități cu scop caritabil, de exemplu târgul de mătușoare care se desfășoară și acum la liceul nostru. Am avut un târg tot de produse handmade legat de Crăciun. Am folosit cartoane și tot felul. Într-adevăr, majoritatea fondurilor au fost obținute de la agenți, de la agenți economici și sponsori. Ei, vrem să le mulțumim și prin acest interviu și pe această cale să le mulțumim pentru tot ajutorul acordat. Aceștia au contribuit cu sume considerabile de bani care au ajutat la realizarea obiectivului final al proiectului, adică achiziționarea de aparatură medicală. Și urmăm să continuăm să cumpărăm aparatură pentru Spitalul Județean Neamț și urmează să vină și restul aparatării propuse. Pentru un nou-născut care are nevoi speciale și care nu reușește să mănânce, trebuie să-i punem în percuzică toată energia de care el are nevoie. Fiind micuț și niște vene extrem de fragile, nu putem să punem perfuziile clasice, poate ați văzut la televizor, cu punguța aia cu picătura, pentru că trebuie dozat cu mare exactitate ritmul perfuziei, ritmul substanțelor pe care tu le pui copilașului. Și atunci avem nevoie de aparatura asta. Mâna noastră, ochiul nostru, n-ar putea să facă astfel de dozaj. Este vorba de câțiva mililitri pe oră care trebuie să intre în vena copilașului. Și aceste aparate ne ajută pe noi să punem percuziile despre care domnule... Mare parte a dumneavoastră cam tot, pur și simplu, seringa cu acea substanță... Deci, din spăcă, ce într-o seringuță mică. Va fi amplasat aici și atunci, setând debitul pe oră pe care dorim să le administrăm, acest aparat va face lucrul acesta. Indiferent de care e durata... Precizii maxim, asta, până ore, foarte mult, că nu poate...